Adrian Cosma, Ben este aici, bine ați venit, dragilor! Bună de la, salutare băieți, vă pup, bine v-am găsit! Vrem să vă colindăm și noi, așa, ca în ultima zi din an. Ca de final de emisie? Ca final de emisie. Primiți cu luna albă? No, Doamne, idee? Dar ce primim, dar ce primim! Vrem să vă colindăm și noi cu piesa noastră Luna Albă. Să vă meargă bine și vouă, și nouă, și la toată lumea, și la toți cei de acasă, toți prietenii noștri. Vă salutăm pe toți, la mulți ani, vă urăm din tot sufletul noi orchestra și să ne revedem cu bine și la petreceri mult mai mari. Absolut, în special pentru cei de acasă, pentru voi, vă super mulțumim pentru toate mesajele pe care ni le-ați dat de-a lungul anului. Da, am făcut și noi un lucru productiv pe telefon anul ăsta, am stat pe mesajele de la voi și apreciem foarte mult, vă mulțumim foarte mult pentru fiecare dintre ele. Practic, și sperăm ca la anul să ne revedem acolo. Sunteți parte din echipa noastră, ați fost parte din fiecare emisiune. Aici eu vă mulțumesc în special și pentru puterea pe care mi-ați dat-o să fac sport în fiecare zi, pentru că știam că erați acolo, șuru, în fața televizoarelor, făcând sport cu mine. Mie mi se pare foarte tare că dacă până acum voi știați poveștile noastre, le aflați, nu știu, prin intermediul poveștilor pe care noi vi le spuneam. De data asta le-am cunoscut noi pe ale voastre. Ne-ați spus și ce cățeie aveți, și care este mâncarea preferată, și lucrurile care vă dor, și lucrurile pe care vi le doriți. Și vă simțim așa mai aproape ca niciodată și asta ne place foarte mult. Chiar suntem o familie. Asta ne dorim și de la 2022, să avem familia aproape, indiferent cine ar face parte din ea. Iar acum... voie bună, bucurie. Ne vedem, să le spunem telespectatorilor noștri, ne vedem la anul pe 3 ianuarie, frumoși, voioși și sănătoși. Iar acum, Marian Cosma Band! Împreună cu ansamblul Astras. Luna strălucește, dar ea nu-mi vorbește, nu mai mă privește. Numai luna crede, mie dorul mare, știe cât de tare inima mă doare. Luna albă, fermecată, luminează calea asta încurcată. Ce mi-o doresc.